La Spitalul de Psihiatrie Voila a fost inaugurată o nouă secție pentru bolnavii cronici. Festivitatea a început cu o ceremonie religioasă la care au luat parte personalul și reprezentanții ai primăriei și casei de asigurări. Secția de cronici este o secție nouă în structura spitalului, ca o adaptare la finanțare și la modul de diversificare a serviciilor medicale și am reușit să avem și sprijinul Ministerului Sănătății și al Consiliului Local de a înființa această secție. Am organizat-o într-un pavilion cu totul nou, încercat cât putem pe eforturi proprii și cu sprijinul comunității locale să oferim cele mai bune condiții, practic unor bolnavi cronici cu suferințe vechi. Investiția a fost făcută din veniturile proprii și cu un fond de la Consiliul Local și a beneficiat de susținerea Casei de Asigurări de Sănătate. Am susținut noi Casa de Asigurări de Sănătate, susținem întregul sistem sanitar, dar Spitalul Voila este un spital special pentru județul nostru și pentru întreaga țară. Deci a avut susținerea casei, cred că și autorităților publice locale și pe domnul manager și întreaga conducere îl felicităm pentru ceea ce a realizat aici. Consiliul Local a alocat o sumă de 2 miliarde de lei vechi, deci 200.000 de lei, pentru Spitalul Voila, bani din care se pot face reparații curente, se pot plăti utilitățile. Se pare că o parte din acești bani au fost cheltuiți pentru amenajarea acestei secții noi de bolnavi cronici. Adăugarea acestei secții în structura Spitalului Voila constituie o cale nouă în paleta de servicii medicale asigurate de către acest spital. Spitalul de Psihiatrie Voila este unul de interes național și fiecare investiție vine în sprijinul nevoilor pacienților săi.